Despite the progress for children in the past 25 years, 300,000 children between the age of 6 and 16 are not in school. Pui apa, pui orezul, să fiarbă orezul, pui carnea, pui pentru un jălu, să fiarbă apa, păi și-a scăzut apa toate, păi și-a faci pe la apă ca lumea. Mă ajută și mama pe mine. Scutur păturile, să le dau cu mătura, să scutur țoalele. Mă duc cu bicicleta la Luțărnă. Pun un geamantan pe ișușă. Am o oață, îl trag după mine. Unde la vale, îmi pun un geamantan, de la deal la iepure. Dau și la poli și mă duc la bostan. We also have this issue of children who are separated too easily from their families. 60,000 children do not live with their parents, with their families. Acești copii ajung în instituții fie din cauza sărăciei, într-un procent ridicat, fie din cauza abuzului și neglijării în propria familie. La nivel național avem extrem de puține servicii care ar putea face prevenirea intrării copilului în sistemul de protecție specială. Poverty continues to affect 50% of children in Romania. Children do not have access to healthcare at the community level and they end up in the hospital. Parazitozele care sunt cumva inerente în sensul în care avem pediculoză, deci păduchi, purici, boli care se transmit datorită condițiilor precare de igienă și faptului că nu se spală pe mâini, nu au apă curentă, nu au toaletă. Și atunci sunt o grămadă de boli cu intrare digestivă, care sunt destul de frecvente. Hepatita virală, de exemplu, de tip A, este una din provocările cu care ne confruntăm chiar în momentul de față. Sunt două focare de hepatită. Dar este și o problemă mult mai gravă decât cea a sărăciei și cea a familiilor supraaglomerate, e mentalitatea învechită, care duce la consumul de alcool, violența domestică. Sâmbăta și începe în jurături, deci în jurături la greu, bătaie. La grădiniță când se duceau copiii, știți ce a făcut tăticul lui mămica Sari? I-a spart toate scaunele de cap, toate cânile. Cel mai greu moment a fost când mama era la spital. Și eu cu sora mea am fost la centru. Eu plângeam, sora mea plângea, mai țipam. Mi-era dor de mama și mă temeam că nu mai vine. In Romania, we already have some social workers and community nurses and school counselors, but we don't have enough of them. So they cannot cover the whole population. They do not cover every village or every city. The other issue is that they are not trained properly. How to interact with people, how to listen, how to work on the strengths of people, not to come and criticize. And the third issue is that they don't work together. If we help them through a social worker, a community nurse, and a school counselor, if we help the children and the families, then we really think that we will prevent a lot of issues. Acest pachet minim de servicii ar fi un răspuns la problemele diversificate, dar combinate, care dau riscul în ansamblu pentru copilul din familiile vulnerabile și din familiile sărace în mod special. The pilot project of UNICEF and its Romanian partners on integrated community-based services in health, education, child protection will contribute to improving the situation for children and youth at risk, including the Roma children. Suntem un stat, o țară în care nimeni nu este mai presus decât altcineva și în care toți cetățenii, și în special copiii, au aceleași drepturi. Din acest punct de vedere, un proiect local în Bacău, care cuprinde peste 50 de autorități locale, este un semnal pentru tot restul țării. Pentru că eu sunt de părere că România și Europa trebuie să fie o societate inclusivă, o societate în care să putem toți să trăim și să avem aceleași drepturi. So what we are doing in Bacău is we are testing an innovation. We are testing new services. La început a fost o problemă cu această denumire pompoasă. Chiar ne-am documentat un pic ca să ne clarificăm în ce constă incluziunea socială, servicii integrate. Se lucrează ca o echipă, să fie implicată școala, partea medicală, cât și partea socială în binele copiilor.
Practic, UNICEF a format această echipă, face formare profesională și plus toate cursurile pentru a optimiza munca lucrătorului social, asistentului medical comunitar și a mediatorului școlar. Noi acordăm sprijin ca și coordonator social, asistentului social din comunitate, cel de pe educație, mediatorului școlar sau consilierului școlar, coordonatorul de pe sănătate, asistentului medical comunitar. Când ajungem în teren, intervenim punctual cu resursele pe care le putem pune noi la dispoziție sau resursele care există și de multe ori nu sunt accesate. Acolo unde avem nevoie, da, cerem sprijinul și echipei de management de la nivelul Bucureștiului. Prin acest proiect, noi am reușit să pătrundem mai adânc în zonele în care avem probleme cu familii și copii defavorizați. Și ne-am dus chiar 100% la fiecare ușă a familiilor, le-am înregistrat nevoile, i-am cuantificat. Efectiv, intervenim în funcție de problematica identificată în urma recensământului, în Aurora, din gospodărie în gospodărie. Orice persoană din comunitate a fost implicată în proiect. Înainte mergeam cu caietul, acum avem tableta cu noi, facem vizite la persoane, le băgăm în tabletă și acolo ne vine mult mai ușor. Toate informații ne ajută, problemele pe care le au. Și specialist, acum am informațiile exacte care aș avea nevoie să realizez o intervenție. Când am dat eu ca mediator sanitar pe această comunitate, n-aveau nici medic de familie. A fost pentru mine o luptă titanică să le fac acte de identitate, în primul rând, pentru că nu puteam să le scriu la un medic de familie. Nu puteam să le fac dosarele pentru ajutor social. Nici la școală nu puteam să îi înscriu. Pe partea socială, noi le ajutăm în primărie, împreună cu echipa de la UNICEF, cu asistenta socială, la întocmirea dosarelor de ajutor social, la alocația suplimentară, plus la dosarele de rechizite școlare pe care copiii beneficiază de la școală. Pe partea sănătății, noi venim în fiecare zi în comunitate. Grupul nostru țintă este gravida, mama și copilul. Toate persoanele din comunitate sunt înscriși la medicul de familie, pentru că ăsta este rolul nostru, să aibă acces la serviciile medicale. Mă bucur că acum s-a mărit echipa, că noi, ca mediator sanitar, nu avem voie să luăm o temperatură, nu avem voie să luăm o tensiune sau să luăm o glicemie la bătrâni și este benefic ca să fie în comunitate un asistent comunitar medical. Mi s-a părut ireal că se mai poate face ceva și văzând că se poate, a fost o surpriză bună, plăcută. Elevul sau copilul vine la școală sau de multe ori nu vine la școală, tocmai aici era problema. Și când încercam să descoperim de ce nu vine sau de ce vine și nu rămâne la școală, abandonează școala, background-ul uneori era al unor nevoi sociale. Nu avea cu ce să se încalțe, nu avea cu ce să se îmbrace, locuia foarte departe, fie copilul avea boli cronice, fie în familie, din păcate, existau părinți cu probleme. Și atunci, de aia m-am bucurat că putem să avem o viziune de ansamblu sau există niște oameni cărora le putem cere ajutorul. Și implicarea lor nu este una doar pur profesională la programul de lucru. Implicarea lor este non-stop în comunitate. Pentru că violența domestică sau abuzurile nu se întâmplă neapărat în programul de lucru al asistentului social. De aceea, el fiind din comunitate, implicarea lui este totală. I think what has impressed me the most is to see how we can really make a difference in the life of children and their family in a very short period of time. Abordarea pozitivă care ne-a insuflat UNICEF-ul a contribuit și la dezvoltarea mea ca specialist și intervenția pe care o realizez în comunitate și în cazurile concrete. Am învățat să susțin colegii de la nivelul comunitar și nu ca un coordonator de la nivel județean, ci ca un membru al echipei locale. La nivelul județului s-au observat schimbări tocmai pentru că pe cele trei compartimente, sănătate, educație și social, au fost nevoiți să se întâlnească împreună cu echipa din spate, cu noi coordonatorii și să lucrăm împreună și pentru microgranturi, pentru a vedea nevoile din teritoriu. Poate uneori la nivel de județ ajungeau doar din vorbă în vorbă ca telefonul fără fir informațiile. Acum au fost nevoiți să vină și cei din birouri în teritoriu și să vadă realitatea cu care ne confruntăm și în zonele mai defavorizate.
the problems that were solved only in a few months were amazing. Children who did not have a birth certificate got a document. Children who were not registered with a family doctor were registered and received their first vaccination. Children who were out of school went back to school. But not only that, the social workers and the community nurse and the school counselors, they also have helped the families to find training or jobs. They have called parents who were abroad to explain the impact it has on their children, and they help the parents to come back to Romania to be with their children and find a job. Facem parte din familia lor, cum au și confirmat, de fapt. E orice problemă personală, familiară sau probleme prin primărie ce au, ei întotdeauna ne cer ajutorul și sprijin pentru că au încredere în noi, pentru că ei, noi întotdeauna am fost de partea lor și le-am cerut drepturile și atunci ei au încredere total în noi. Nu pot să vă spun câte dragoste am găsit eu la niște persoane străine, pentru că eu am fost singură, deci nu am avut cui să mă plâng, cui să-i spun când mă doare. Și doamna directoare, și doamna psiholog, și doamna asistent care a mers și a stat cu mine la spital, mă ajută și moral, și deci dacă am ceva pe suflet, dacă se întâmplă ceva, dacă mă duc, întreb. Deci așa, vorbim și în afara programului, nu numai când mă duc la primărie. Mai ales Alex cu Dana sunt foarte atașați de Florin, deci... Domnul Florin e prietenul meu. Ce ai învățat tu de la Florin? Am învățat să fiu ca el. Cum e Florin? Curajos. Da? Da. Ce înseamnă să fii curajos? Înseamnă să apăr pe cineva mai mic când îl bate pe celălalt. Într-o zi a venit domnul Florin și ne-a luat într-o excursie cu copii. Era mulți copii în mașină, în autobuz. Ne-a dus la firm, la pizzerii, la suc, ne-a plimbat. De acasă, noaptea. Noaptea mi-a adus microbuzul. Foarte frumos. La primărie, la fel, dacă cum suntem noi fără carte, nu putem să facem noi cereri din astea ca să facem acte. Ne-au ajutat cu contracte de casă, cu tot ce am avut nevoie la ajutorul social, să ni se facă acte, dosare din astea, buletini, certificate, tot. Copiii merg în continuare la școală. Păi noi nu reușeam niciodată cu personalul care îl avem ca să facem această activitate, să avem așa evidență, să o urmărim. Pe când cele două salariete au fost instruite permanent de reprezentanții UNICEF-ului, am avut un mare noroc și avem un mare avantaj pe tema asta. Pregătim comunitatea pentru un viitor mai bun. Pentru copiii care vin. Sunt din ce în ce un număr mai mic de copii care nu au acte de identitate. Sunt un număr din ce în ce mai mic de copii care nu sunt înscriși la medic de familie. Sunt, iată, comunități care au rată de abandon școlar zero și lucrurile astea sunt evidente, sunt vizibile. Și asta este drumul. So our objective is not only to help the children of Bacău. Our objective is to learn lessons, is to learn how to do it better, and then to help the government and the parliament to transform that into policies, budgets, methodologies, tools. And the objective is to have this minimum package of services for children and their families in every village, every town and every city in Romania. Ce încercăm să facem este la nivelul comunităților să avem niște servicii integrate în care o echipă formată dintr-un asistent social, în colaborare interinstituțională cu un asistent medical, comunitar, cu consilierii școlari, vor veni în sprijinul celor mai vulnerabili copii. Această bună practică vom încerca să o scalăm la nivel național în perioada următoare. M-aș bucura ca noi împreună să ne pese și să putem împreună cu UNICEF să construim în continuare. Eu cred că ar fi foarte util în cât mai multe orașe și sate care au nevoie de un real ajutor. Cum acolo la UNICEF pune mediatorul școlar, asistentul social și asistentul medical mânuțele împletite, cred că aceste mânuțe sunt nevoie peste tot ca să fie mai bine la noi în România. Mi-aș dori ca acest proiect să continue munca depusă în anii anteriori, deoarece nu putem să lăsăm o muncă de 4 ani într-un punct final și să rămână doar niște statistici, niște dosare pline de praf într-un lap. Aceste proiecte ar trebui să se desfășoare nu doar în anumite comunități, ci pe nivel național.
În țară sunt foarte multe cazuri ca al nostru și e foarte bine ca un program să vină să-ți dea sfaturi, să-ți ridice moralul, să fie alături de tine și n-ar trebui să fie doar la gospodăria omului, ci și să se extindă. Speram eu că ajung eu să mă duc să-mi înscriu copilul la școală. Speram eu să mă duc să ies cu copiii la o înghețată sau la o prăjitură la Bacău? Niciodată. Le-aș spune doar așa. Știți că eu, datorită lor, trăiesc și exist. Ei mi-au redat încrederea și ca să merg mai departe, deci prin ei eu am descoperit lumea. Deci, dar nu am cuvinte să... Deci, mulțumesc, e prea puțin pentru ei. Aș vrea să le mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru mama și pentru noi. If we get together and we want to do it, we can do it.